Următoarea lucrare, cred că, în afară de cei care au sub 12 luni, nu are nevoie de nicio prezentare. Doar atât vă spun că este varianta super, nu este varianta cu nou. Restul o să vedeți dumneavoastră. Păcat că n-am organizat și o tombolă, dar sunt convins că aș fi pierdut. Thank you.
Pablo de Sarasate, melodii lăutărești. Intră acolo? Asta e tehnologia din ziua de azi, domnule. Eu sunt mic, tu fă mă mare. Eu sunt mai mare, nata mă faci mai mic, nu? Ca să mănânc. Mă rog, de-aia stăm aproape. Ținem aproape, că să fim uniți, e campanie electorală, să fim uniți acum. Da. Thank you.
Aproape ai nimerit-o. Mai era una. Și vă prindea exact pe bară. Bine. Vom încheia concertul din această seară. Sau nu vom încheia concertul din această seară. Înainte de a mai spune câteva cuvinte. Înainte de a vă mulțumi celor care, așa cum am văzut, el președinte de la Rotary m-a ridicat în picioare ca să vă vadă toată lumea, cei care au organizat acest concert, și vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc pentru căldura cu care am fost primiți și cu căldura cu care o să plecăm. Normal. Și să-i mulțumesc lui Sony pentru toată prietenia lui, nu pentru faptul că m-a invitat aici să cânt, ci pentru faptul că noi vorbim foarte mult la telefon pe banii companiei GSM. Da. Noi vorbim mult la telefon și vorbim prostii, multe, ca oamenii bătrâni care încep să se vaite, că îl mai doare una și alta. Și încet, încet am ajuns la performanță de 58 de minute pe tură. Ceea ce la vârsta noastră este o performanță. Trebuie să recunoști. Mă bucur să văd în sală în această seară o parte din copiii care au trecut, ca să zic așa, prin mâna mea și unii dintre ei care au ajuns departe.
Din păcate, prințesa number one, Raluca Mihnea, este... Nu, încă tu urmezi. Tu, mai încolo. Raluca Mihnea este plecată, că este studentă încă la Cluj. Alții mai mici îi mai văd pe aici. Și îl mai văd pe unul dintre favoriții echipei mele din zona Maramureșului, care l-am criticat aspru la tinerețea lui. M-am certat, ne-am certat. Am învins amândoi. Este vorba de Lucian Madiar, care știți foarte bine toată lumea astăzi unde se află, atât din punct de vedere a muzicii populare, cât și din punct de vedere a ceea ce înseamnă orchestrații și compoziții. Sunt mândru de el. L-am acuzat întotdeauna că abandonează muzica clasică pentru muzica populară. În sinea mea nu puteam să-i dau dreptate, dar astăzi îi recunosc în față, după aproape 9 ani în care am lucrat împreună până la terminarea master. Unde ești, mă? Salut! Să trăiești! Până când a terminat și masterul, dacă își face și doctoratul, iau o trusă de prim ajutor. Și sunt mândru de el. Îl iubesc foarte mult. Pe toți copiii cu care am lucrat, i-am iubit și iubesc. Dar sunt unii care îmi lasă o amintire neștersă. Dovada amintirii neșterse este că întotdeauna îi sun sau mă sună și vorbesc cu ei cu aceeași plăcere și căldură care am făcut-o în primul moment în care i-am văzut și în care toți copiii care mă văd la început nu-mi roagă altceva decât introducerea profesorului Insipriu. Adică moartea. Nimic altceva. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați venit în număr atât de mare în această seară și nu pot să închei recitalul fără una din lucrările care știu că îi fac o plăcere lui Șoni, și anume Ciardașul de Monti. Thank you.
De Mozart. Noi nu cântăm de Mozart acum. Cântăm de altul.